Salutare lume și bine ați venit, fraților, la un nou clip din Free Fire. Astăzi ne întoarcem pe Advent Server, întrucât mai avem de jucat la Clash Squad Kalahari, așa cum v-am promis pe ultimul clip. Mai nou o să apare și Clash Squad Kalahari, nu dacă o să vină mod permanent sau o să vină la ceva event, gen o fi un time limit mod, ceva în genul. Așa o să vedem când o să vină update-ul. Fraților, nu uitați de un like acolo, nu uitați de un share, nu uitați de un subscribe și totodată. Nu uitați de un follow pe Instagram, pagina acolo 3000 de urmăritori forță, iar pe Facebook ne apropiem de suma 7500 de pași rapid. Nu uitați de follow și acolo, pentru că sunt live zilnic și da, vă aștept acolo să veniți pe live-uri să ne distrăm. Bun, înainte de a începe cu Clash Squad Kalahari, pentru că doar asta o să facem, o să dăm un match, ca să vedeți ce și cum, zonele prin care vă poate spawna la Clash Squad Kalahari, că spawnează în fiecare zonă. Așa, o să vă arăt câteva noutăți legate de un balance update la arme, fraților. Întrucât, știți cu toții, nou shotgun ăla cu două gloanțe este destul de OP și de cancer la rank, întrucât stai cap destul de ușor, are un damage foarte mare și te lasă instant fără vestă și în low HP, e destul de greu să-i faci față. Asta e. Însă, uite, Garena o să vină cu nerf la el, mai exact, nu știu care o fi nerf-ul, deoarece există două posibilități. Ori o să-i scadă din damage, cum vedeți și în poze, ori o să-i scadă din reload speed cu 100%, adică o să se încarce de două ori mai greu. Mai sincer, nu știu, cred că aș prefera ambele. Aș prefera să vină ambele chestii, pentru că are prea mult damage oricum, iar reload-ul chiar ar fi de folos. Și atunci ar fi o armă destul de, cum zic eu, clasică, nu cred că n-ar fi chiar așa de OP, pentru că reload-ul și damage-ul ăla singur chestii care îl fac atât de bun. Na, o să vedem la update ce și cum, dacă o să am noutăți, o să pun pe Instagram, cel mai probabil. Mai avem un mic update la MP5, pe lângă faptul că o să-i fie scos foregrip-ul, o să mai primească 1 damage, o să-i scadă din range. Da, nu știu dacă o să fie MP5 mai slab ca acum, vom vedea. Nu știu, mi se pare destul de nașpa. Chestia asta putea să mai bage, nu știu, un rate of fire o ceva, că e pe 5 și așa prin cele mai slabe SMG-uri, sincer. Nu mai bun să pare un P90 sau un MP decât un MP5. Mai departe și poate cel mai important balance update la arme, avem, fraților, UMP-ul. După cum vedeți voi din poză, UMP-ul este pe cale să primească un buff destul de mare. 1 damage, 12% rate of fire, 14% accuracy și 13% range. Da, fraților. Băi, un update interesant la UMP, pentru că chestia asta ar putea face destul de jucat, mi se pare 25% rate of fire pe UMP. Genia mai ales cum fiind 2 rate of fire, cred că o să devină un XM8-2. Știți cum a devenit un XM8-ul, cam cea mai jucată armă din renunțul play la Scar Titan ca să iei XM8-ul. Vorbim aici. Destul de OP XM8-ul ăla. O să vedem ce o să fie cu MP-ul, ar fi genial cu statistici, asta zic eu, mai ales cum am zis, cu un skin cu 2 rate of fire și unul de magic, cu skinul ăla Sakura. O să meargă genial. Rămân, ați venit dacă o să poată fi stăpânit, nu fii prea mult rate of fire, ca să nu poți să tragi cum trebuie. Dar ce n-a, și sensibilitate. Bun, hai să începem să dăm match-ul ăla pe Clash Squad Kalahari. Let's go! Așteptăm și revenim când ne bagă în match. Bun, fratele, hai să ne băgăm și în match. O să luăm glock-ul ca fi, modificări vi le-am arătat, avem smoke-ul, limite la glue-ul și cam atâta e tot ce nou la armei pe Tesla. Deci locațiile văd că, ok, nu mi-arată locațiile. Deci o să ne bagă în shrines aici, la templu. Nu știu care sunt restul de locații, o să le vedem. Încercăm să trage cât mai multe runde, ca să vedem cât mai multe locații. Clash Squad Kalahari. Dai. Ok, s-a scăpat. Ok, unul knock. Ok, nice.
cât de low, cât de low. Foarte, foarte low. Foarte, foarte low. Închid. Oh, GG, bine, bine. Uite că am luat prima rundă, nice. Dar de-aia să încercăm să lipie din pire. Vreau să fac cât mai multe runde ca să vedeți cât mai mulți locații. Păi, interesant, mie îmi place că le scoadă pe Kalahari. Ai locuri mult mai ok. Bătai părerea mea decât pe Bermuda. Nu știu, Bermuda îmi far prea aglomerate un lipie. Acum ne batem la Council Hall. Abține engleză azi. Problemă. Păi nu știu, mi-mi plac zonele de bătaie pe crescut Kalahari și mi se pare interesant că încă nu bagă pe Kalahari și o bagă pe Purgatorii. De asta e interesant, părerea mea. Asta îmi vine crescut Purgatorii. Crescut Kalahari. Mă rog, Garena-i Garena. Îi decid. Cred că aveam bani să-mi iau și veste, nu? Da, cred că aveam bani să-mi iau și veste. Hai. First blood. Bun. Trebuie mai fi unul. Nice, nice, nice. Bă, nice. Tot put. Veni în următoarea zonă. A, dar n-aș fa mă, că este prost sau de băt. Bun. Acum ne batim în labirint. Dar de asta zic că foarte, foarte interesante locațiile astea. Mult mai diversificate și mai interesante decât pe Bermuda. Cred că o să-mi placă să mă duc crescut pe Kalahari. Nu știu, dați-vă în comentarii dacă v-ar plăcea să stați crescut pe Kalahari. Și cum vi se par locațiile alese și zonele, nu știu, mi se par ok. First blood. Ok. Toxic. Dar tu mă minți. Să mai vine un mesur de free player. Oricum n-au șanse, n-au șanse. Au, au, au. Vedeți? Vedeți shotgun-ul ăla fără vestă. Shotgun-ul fără vestă. Rip. GG. Ok, mai avem o rundă. Și mai avem o rundă. Deci cred că o să mai dau un match, că deja am scurt clipul. Cred că o să mai prindem un match. Că nu stric acolo. Dacă avem abia o minut filmat, hai că mai dăm unul. Hai să ne luăm, hai să luăm și noi șoca, nu? Cât bun. Da, da, și cam asta. Bun, unde ne batem acum? Ne batem la rafinărie. Ok. Zona asta nu prea îmi place, sincer. Nu știu, e prea open space așa. Cam întortocheată. Nu știu, nici trebuie să vină playerul. Asta e faza. Mă rog, cam orice zonă pe Kalahari e ciudată, că na, nu o cunoști și până o înveți, durează. Să ne obișnuim și jucăm bine pe Kalahari. First blood. Avem player aici. S-a bătut? A, văd că bătă mai pe tot. Ultimul. Ah, ok, era obiectiv. Era pe cam bazet. Bun, GG. Bun. Hai mai dăm match. Vedem dacă ne dăm locații noi. Dacă nu, lasă-mi doar pe asta. Hai că revenim. Match-ul 2. Bun, hai că am dat un match. Hai în lung locul. Ia, unde ne-a spawnat? Ok, sunt iar la The Maze. Dacă ai locații nouă, hai venim. Măcar e, na, la început, nu mai dat în aceeași locații. Hai venim. Poate mai schimbă. Car două locații le arătăm. Asta vrea să vină pe aici, pe mâncă. Da, frate. Pyro. Cum mai vine unii sunt colegii lui?
Da, știu că am mai auzit plângeri că zic că sunt prea mult, hai să vedem, hai să vedem. Băi, nu, cred că e o vorbă care o cam știți la mine destul de des. Pur și simplu, pare ok. În loc spun alta, pare ok asta. Bun, i-a spawnat acum la sum... da, la submarin, doamne, la barcă, Santa Catarina. Interesant zonă de bătaie, care mai zi de pesă, asta. Interesant zonă de bătaie. Să vedem. Deci am mai putea vedea maxim 3 locații, 2 locații noi. Oricum, este interesant. Oh! What? Ăla-i car, cred. Ăla-i car 100%. Oricum, na, acum e foarte interesant zonele astea de bătaie. Mai versificate, mai entertaining. Așa. Hai mă. Prietenii mei. First blood. E că-i sus aici. M-au prins, m-au așteptat. M-au pândit șobolanul. A dus runda asta. Păi bine, așa avem mai mult șanse. Vedem și alte zone. Ia acum. Ferme. Teu. Acum suntem la command post. Bă, uite, asta da, asta îmi place zona. Foarte multicații, ai destul loc unde poți băga. Take cover. Foarte faină zona pentru lupte de genul. Hai, că și la car. Aghelii, dă-mă sniper. Hai, păi, salut dacă uiți acest video. Hai, vedem un serie. Bă, nu știu, una peste alta, cum am zis. Mi pare interesant abordarea asta direct pe Kalahari. Probabil e și o metodă... Hai că-i low! Du-ți, dă-i că-i low, dă-i că-i low! Hai că... Hai că el are MP4, zice, am un MP. Una pe alt... Oricum nu mă supără dacă pierdem. Mă supără. Asta s-a încă ascult, n-ai. Depinde foarte mult de cole, dacă n-ai squad, pixel squad... Pe modul ăsta... Asta e. Dacă n-ai squad, nu prea ai ce să faci. Ok, acum suntem la submarin. Ei, până acum am văzut câte locații. Am văzut 4 și cu încă 2 aici. Nu, 3. 3 aici. O, 2 noi, am văzut barca și cu... Da. Da. Deci avem sub și submarinul. Avem până acum 7 locații. Asta e a 3-a. Asta e a 3-a locație. Avem 7 locații. Văzut până acum pe Kalahari, care să fie crescu adu. Tot ce pot spune, 5 locații șmecheri, n-ai ce spune. Pa. A bine, uite cum ești toți trei. No, la ăștia n-am să le fac, hai că mă teleportez de el. Ăștia oricum nu vin la rez. Dar rip. O să ia și runda asta. Măcar nu-mi dea finish. Hai, pa. Plecat. Alpa. Pa, am lăsat băieți. Pa, încad. Acum mai vedem posibil ultima locație, de ceva nou. Perfect, la dinosaur. La dinosaur e ultima locație pe care o să o vedem. Avem 8 locații, cred că câte 8 ar fi de spate, nu? Stai. Stai că, da, mă rog, cred că mai mult de 8 locații oricum. Nu te exact de locații ăsta, că nu mi le arată, dacă mi le arată aproape la știu. Da, știu că n-am mai luat glu, sau că nu-mi prea mai pasă, chiar de meciul. Ok,
cred meci. Eu, cum video ăsta, vă zic mai mult ca să vedeți locațiile care vor veni la Crescot pe la Harry. Cam atât. Alt scop nu prea mai am. What? Rob tot așa repede. Băi, cred că aici încheiești la episodul. Fraților, ați văzut cele 8 locații care am putut să le vedem. Nu știu dacă mai sunt. Nu știu dacă mai sunt locații. Nu știu dacă știți câte locații sunt pe Bermuda. Știți voi în comentarii, că eu sincer habar n-am câte locații sunt pe Bermuda. La Crescot, dacă știți voi, îmi spuneți. Aici am văzut 8. Mă, părerea mea e că o să fie interesant. O să fie ceva diferit, cred că ne-am plictisit mai de aceeași catulistiva, aceleași CPR de aceleași observatorii Bermuda. Tot avem aici locații noi și o să fie și o metodă bună pe care să putem să facem și noi ceva diferit. Cât, na, nu prea, știu că nu prea mult a jucat clasic Kalahari, că na, cine mai joacă clasic în 2020? Așa. Bun, băieții, cam aici închei și eu. Sper că v-a plăcut. Sper să fie un mod care de joc plăcut, sper să fie interesant când o să apară la update. Acum nu știu dacă o să apară dat cu update-ul sau o leac mai la o săptămână, două după, vom vedea. Ia vă, Dragoș, vă zi o zi faină, toate cele bune, pa, pa! I'll put a little beat into you.